Mă bucur că sunt gazda dumneavoastră și de această dată, dragi telespectatori. Sunt Grațiana Miculiț și astăzi vreau să vă propun o nouă carte bună. Viața supranaturală, scrisă de autoarea Cindy Jacobs. Cindy Jacobs este fondator și președinte al Generali ai Mijlocirii, o lucrare de rugăciune internațională care susține mișcări de rugăciune în întreaga lume. De asemenea, este în Consiliul de Conducere al Eglow International și autoarea cărților Vocea lui Dumnezeu și stăpânind peste porțile vrășmașului. În această carte, Viața supranaturală, binecunoscuta mijlocitoare Cindy Jacobs ne împărtășește puțin din propriul drum înspre Dumnezeu în urma întâlnirii emoționante cu Duhul Sfânt, cât și modul în care viața ei a fost schimbată pentru totdeauna. Povestea ei autentică și plină de pasiune te va ajuta să descoperi cum să te rogi pentru a primi puterea Duhului Sfânt, cum să recunoști semnele plinătății Duhului Sfânt și să pășești în supranatural în fiecare zi. Vei putea de asemenea să înveți multe experiențe minunate din viețile unor oameni remarcabili, precum Amy Semple, McPherson, John Lake și Smith Wigglesworth. Cindy a afirmat la începutul acestei cărți că scopul scrierii ei a fost acela de a le arăta creștinilor faptul că fiecare dintre ei se pot aștepta să experimenteze minuni împreună cu Dumnezeu. Câteva dintre cuvintele autoarei de la începutul acestei cărți ar fi următoarele. Bucurați-vă de această carte! Permite-ți să stârnească în voi o foame nouă de a fi folosiți de Dumnezeu. Râdeți împreună cu mine pe măsură ce o parcurgeți. Luați un pix și implicați-vă, răspunzând la întrebările de la sfârșitul fiecărui capitol. Scrieți-vă impresiile în spațiul destinat pentru aceasta. Logodiți-vă cu Dumnezeul minunat al Universului. Cindy afirmă că este nevoie de o întâlnire cu Duhul Sfânt ca să primești puterea de a face ceea ce vrea Dumnezeu să faci în viața ta. Această carte povestește de asemenea foamea autoarei după prezența și manifestarea Duhului Sfânt prin viața sa. De asemenea, relatează călăuzirea perfectă pe care acesta a adus-o înspre ea ca urmare a tânjirii profunde după Duhul Sfânt. Când trăiește o viață supranaturală, afirmă Cindy, chiar și necredincioșii vor fi copleșiți de extraordinara putere a lui Dumnezeu. Chiar dacă mințile lor probabil că nu vor înțelege tot ce le spui, tot ce se întâmplă, inimile lor se vor întoarce înspre Dumnezeu. Scopul acestei cărți este de a te face să înțelegi că Dumnezeu vrea să te folosească și pe tine când vindecă oamenii, când scoate demonii și când își revelează cuvintele de cunoștință. Orice fiu care vine înaintea Tatălui și îi cere ceva bun, Tatăl nu-i va întoarce spatele. În această carte ne sunt menționate și care sunt semnele plinătății Duhului Sfânt în viața unui credincios. În primul rând, dragostea, iar mai apoi, lista de semne regăsită în 1 Corinteni 12, de la 8 la 10. Autoarea afirmă că atunci când te naști din nou, ești la fel ca o sticlă de Coca-Cola, să spunem, care a fost aruncată într-un lac. Sticla este în lac. Cu toate acestea, când ești botezat cu Duhul Sfânt, este ca și cum această sticlă de Coca-Cola este umplută cu apă până sus și apoi se scufundă în lac. Apa lacului nu este numai împrejurul ei, ci este și înăuntrul ei. Cindy spune de asemenea că o cheie pentru a umbla în domeniul supranaturalului nu este doar să primești împuternicirea Duhului Sfânt, ci și să menții relația ta cu El primind zilnic atingeri noi de la El. Când Dumnezeu te învață să te comporți ca o ființă supranaturală, se pare că multe din planurile tale se schimbă într-un mod foarte diferit decât cel în care te-ai fi așteptat să se întâmple. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus spunea, prințul, domnul acestei lumi vine, dar el nu are nimic în mine. And right now, God is raising up a new spiritual warfare movement in this part of the world. Și Domnul își formează acum o mișcare de mijlocitori, de luptători spirituali în această parte a lumii. And I want to make sure that when you go into battle.
Și doresc să mă asigur că atunci când voi mergeți în lupta spirituală, you don't have any holes in your armor. Nu aveți găuri în armătura pe care o purtați. Because sometimes you can say, well, I'm claiming that I have the armor of God on. Că poate de multe ori puteți să declarați și să spuneți, oh, eu port armătura lui Dumnezeu pe mine. But if you have areas of your life that God wants to heal or areas that there needs to be forgiveness. Dar dacă sunt domenii în viața ta în care Domnul trebuie să le, pe care Domnul trebuie să le vindece sau în care tu trebuie să delegi iertare. Then Satan can throw his fiery darts into those places. Și nu le rezolvi, atunci diavolul, Satana poate să tragă săgeți arzătoare prin găurile acelea. You remember when the children of Israel went into the promised land, the giants came to meet them. Amintiți-vă când poporul evreu era să intre în țara promisă și s-au confruntat cu giganții. When you go into spiritual battle, the giants in the land will come to meet you. Atunci când veți porni în lupta spirituală, uriașii țării vor veni să vă întâlnească. So that's why in possessing the gates I wrote a chapter on having a clean heart. De aceea în cartea Stăpânind porțile vrăjmașului am scris un capitol, am dedicat un capitol modului în care noi trebuie să ne păstrăm inima curată. One time I was praying in a city in Argentina called Resistencia. Eram într-un oraș în Argentina care se numește Resistencia. And we prayed against a spirit of death. Și ne-am rugat împotriva duhului morții. And when I went home from that trip to the United States, reîntorcându-mă acasă după călătoria aceea în Statele Unite, I began to have an afternoon where I just became very ill. Într-o după-amiază am devenit foarte bolnavă. It was a supernatural illness. A fost o boală așa supranaturală. And I could feel the life leaving my body. Și simțeam cum viața părăsește trupul meu. And I said to my husband, Mike, get people to pray for me, I'm dying. Și am spus soțului meu, Mike, pune-i pe mijlocitor să roage pentru mine, simt că mor. Now my husband had never heard me say that before. Soțul meu nu m-a auzit niciodată spun lucrul acesta înainte. And he has only one wife, so he was seriously interested in seeing this fixed. Și el are o singură soție și era interesat, foarte interesat să vadă soția aceasta că îi merge bine. I think it scared him really a lot. Pentru că eu sunt sigură că s-a speriat foarte mult atunci. So he got on the phone, he started calling everybody. Și a început să sune pe fiecare la telefon să-i anunțe. And they broke a curse of death. Și atunci au rupt blestemul morții peste viața mea. Now the Bible says a curse without cause shall not alight. A curse? A curse without any cause. Un blestem? That's exactly what it says. Un blestem fără o cauză nu va continua. I think it's Proverbs 26:2. Cred că este în Proverbe 26. Yes. Da. Așa nu nimerește cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară îndunica, așa nu nimerește blestemul nefondat, neîntemeiat. And I know this is true. Și eu cred că asta este adevărul. See, a curse coming from the outside has no legal right to do anything to me unless I have a hole in my armor. Un blestem din afară nu poate să aibă efect în viața mea doar atunci și numai atunci când eu am găuri în armătura pe care o port. After the curse was broken, I said to the Lord, how did that curse hit me? Și după ce acel blestem a fost rupt, am întrebat, Doamne, cum m-a afectat aceasta? And he said to me, because of unforgiveness. Datorită neiertării, mi-a spus el. And I said, well, who do I need to forgive? Și am zis, Doamne, pe cine trebuie să iert? And the Lord showed me that before I left on that trip to Argentina, a friend called me. Și Domnul mi-a arătat cum atunci înainte de a pleca în călătoria în Argentina, m-a sunat un prieten. Someone I was very, very close to. O persoană cu care eram foarte apropiată. And they started saying, you're doing terrible things, you're doing wrong things, you shouldn't be teaching on this spiritual warfare. Și mi-au spus atunci la telefon, tu faci lucruri groaznice, n-ar trebui să te ocupi de așa ceva, să înveți despre luptă spirituală. And it just went right into me and hurt me so much. Și asta a intrat și a pătruns direct în viața mea și m-a afectat, m-a rănit atât de puternic. And it had not occurred to me that I needed to forgive that person, but I did. Și nu mi-am dat seama că de fapt eu trebuia să o iert pe acea persoană. And so I forgave. Și după ce Domnul mi-a arătat aceasta, am iertat-o. And I was just healed. Și în momentul acela am primit vindecarea. Hallelujah. Hallelujah.
Cindy Jacobs te invită prin această carte să te întorci la principiile elementare ale credinței și să-L crezi pe Dumnezeu în primul rând pentru un miracol. În această carte vei descoperi cum să testezi dacă o experiență supranaturală este biblică. În primul rând, această experiență trebuie să fie înrădăcinată pe Biblie. Primul lucru care ar trebui să-ți treacă prin cap ar fi, când ajungi într-o situație spirituală, este următorul. Este această experiență biblică? Cu alte cuvinte, puteți găsi un loc în Biblie în care s-a întâmplat ceva de felul acesta? Viața supranaturală este o carte extraordinară. Citește-o și vei fi îmbogățit. Sunt Grațiana Miculiț și vă aștept la o nouă emisiune Cartea Deschisă săptămâna viitoare. Până atunci vă spun pe curând!